Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profon Live pentru clasa 11, da? Păi bine, trebuie să spun un lucru, că am mai făcut noi așa frânturi de lecție. Acum, dacă ești pregătit, să facem un pic mai amănunt ceea. Aș vrea să îți propun să facem să simți cam ce vei face tot anul ăsta. De ce analiza matematică? Yeah. Păi tu spuneai într-una de ser, cred că la altă seară, spuneai, e urătătoare analiza asta matematică, e dificilă, așa. Da? Da. Deci e o chestie care mă scoate de sărite, deci numai analiza asta nu trebuia mie acum, anul ăsta. Ce-o fi vrând asta? Care-i motivul? Asta nu știu. Asta nu știu. Se pare că se fac lucrurile astea așa în școală și multora lucrurile așa nu sunt înțelese, nu înțelegi motivația. Doar așa să faci chestia asta ca să te afli în treabă, trece timpul, să treci clasa, bănesc. Da. Dar răpătură să facă altceva în timpul ăsta decât matematic și altă analiză matematică. Hai să-ți povestesc de ce se face asta. Acum am spus. Deci clasa care? 11. Chiar așa se răspunde. De ce analiza la matematică în clasa a 11? Da? De ce analiza matematică în clasa 11? Care e motivul? De ce a venit și obiectul ăsta? Și cel mai dur. Din toate timpurile, de până acum, din câte școală ai făcut-o. Hai să spun o chestie. Hai să facem, să încercăm să reprezentăm grafic următorul enunț, cum să zicem așa, facem în felul următor. Să dă predicatul P de X, predicat, ai făcut în clasa a 9 pic. Da. Predicatul P de X, ai spus așa, 2X plus 5 egal cu 0. Este un enunț, da? Care depinde de o variabilă. Trebuie să spun și în ce mulțime caut eu pe x-ul ăsta. X-ul ăsta, să zicem, un număr real să-l caut. Așa că, în clipa asta, 2x plus 5 egal cu 0, e ușor de făcut, este practic gradul 3, deci răspunde că mulțimea de adevăr, adică acei x care transformă predicatul în propoziție adevărată, x-ul de aici egal cu cine? Cu minus 5 pe 2, nu? 5 pe 2, da. Da? Deci mulțimea de adevăr e formată doar dintr-un singur element, minus 5 pe 2. Pentru P de minus 5 pe 2, dacă lucrezi pe X cu minus 5 pe 2, devine predicatul în situația asta particulară. 2 ori minus 5 pe 2 plus 5 egal cu 2 cu 2 simplifică, vine minus 5 plus 5 egal cu 0. Este singura valoare care îl verifică. Este singura valoare care îl transformă într-o propoziție adevărată. Orice altă valoare înlocui, nu mai este, nu obții o propoziție adevărată. Numai propoziții false. De aia zis, mulțimea de adevăr, adică mulțimea acelor valori care transformă predicatul ăsta în propoziție adevărată. E o singură valoare. Poți să existe și predicate cu două valori, două necunoscute, unoară. O să-mi închipui P de X și Y, așa zis, un predicat binar. Predicat binar, adică în două variabile. Da. P de X, Y, să ai grijă la 45 de minute să mă anunț. Da. Da? Uite-te tu pe telefon ca să mă anunț. Deci P de X, Y, indic un alt predicat care spune 2X plus 3Y egal cu 5. Nu e suficient dat așa. Este incorrect dat în felul ăsta. Bine ar fi să... Adică trebuie să spun în ce mulțime caut X-ul și Y-ul. Și am să spun. Continui. X aparține lui el și respectiv Y aparține lui el. Adică caut acum perechi de numere X și Y reale pe care dacă le înlocuiesc să transforme predicatul ăsta în propoziție adevărată. Ai putea ghici așa o pereche de numere care să facă treaba asta bună? Să fie corect?
X să fie 1 și Y 1. Și uite-te. Deci tu observi că P de 1, 1, P de 1, 1, e de fapt 2 ori 1 plus 3 ori 1 și face 5. Adică în mulțimea de adevăr, adică mulțimea celor perechi acum, câte două trebuie să găsești. Da. În mulțimea de adevăr, ai găsit o pereche 1, 1, sigur, mai zici și altele vom vedea, dar măcar o pereche ai găsit acum. Că ar transformă predicatul în propoziție adevărată. Tu ce zici mai sunt? E greu să le găsești așa. Da. Ai spune, dar ați o picat ochiul repede că 2 ori 1, 3 ori 1 și fac 5. Da. 2 și cu 3 fac 5, 1, 1. E greu. Într-adevăr e greu. Foarte greu. Poate sunt foarte, foarte multe puncte. Dacă le găsim pe toate. Aici este problema. Și uite ce am de gând să fac. Să fac așa. Am să scot pe Y, deci, din toată chestia asta. Și zic, ajut mă tu. 3Y egal cu 5 legi. 3Y echivalent asta, scrie. 3Y egal cu 5 minus 2X, nu? Da. Echivalent cu scria. Deci îl transcriu. Relația asta dată a predicatului, transcriu într-un alt mod. De unde Y va fi egal cu 5 minus 2X, totul supra 3, nu? Da. 5 minus 2x, totul supra 3. Se vede că dacă îi dau lui x, găsesc un y, alt x, alt y. Hai să încerc noi să facem un tabel. Să zicem x-ul, care avea voie să fie în orice număr real. Așa? X-ul de la unde se luăm? La minus infinit, la plus infinit. Așa? Și Y-ii care sunt, cine or fi aceștia, să-i găsim. Când X-ul e 0, ia să zicem, când X-ul e 0, 5 pe 3. Pentru X egal cu 0, 5 pe 3. Iată primul pereche. O altă pereche, 0 și 5 pe 3. O dă numai aici. 0 și 5 pe 3. Să știi că asta este pereche. Dacă fac P de, ia să fac aici. P de 0 și 5 pe 3. Ia să vedem, verifică. P de 0 și 5 pe 3. Ar veni 2 ori 0. 2 ori 0. Plus 3 ori 5 pe 3. 3 cu 3 simplifică. 2 ori 0, 0 face 5. 5, da. 5. Da, e adevărat. Deci aceasta e o altă pereche. Da. Pot să mă găsesc pe toate dacă vreau. Da? Ia să vedem. Minus 1. Dacă locuiesc pe X cu minus 1, se întâmplă că acolo apare 2 ori Y-ul, da, egal cu 5 ori 5 minus 5 minus 2, nu, 5 plus 2, da, supra 3, 3, 7 pe 3. 7 pe 3. Iată o altă pereche, 7 pe 3. Hai să luăm pe X 1 pe 2. 1 mai întâi, hai să luăm 1. Știi cât va fi Y-ul când X-ul e 1? 5 minus 2 e 3 pe 3. 1. Păi era deșteptat cu 1, 1. Da? Când X e 1, Y e 1. Când X e 1 pe 2. Să luăm 1 pe 2. Deci că X-ul cât am zis, e 1 pe 2, da? Da. 2 pe 2 e 1, 1... De aici ai te duci? 5 minus 1. 5 minus 1, 4. Pe 3. 4 pe 3. Deci la 1 pe 2 e 4 pe 3. Ce observi tu? Să găsești toate perechile. N-ai decât să dai lui X valoare, găsești Y, alt X, alt Y. Da. Păi nu apar așa perechi, perechi? Perechi, perechi. Acum pot să completez mulțimea asta de adevăr, cu foarte multe perechi. Dar de observat este un lucru, că Y-ii nu sunt tot timpul aceeași valoare, tot timpul. Se schimbă. Alt X, alt Y, alt X. Da? Sunt perechi, perechi. Ei, când îi dai lui X o valoare, găsești Y-ul. Alt X, alt Y. Să observăm că Y-ul depinde de X. Nu, Y-ul ăsta depinde ce valoare dai lui X. Da. Nu este aceeași.
Deci eu o să spunem că Y-ul este în funcție de X. Deci eu o să spun că Y-ul egal F de X. Deci Y este în funcție de X. Adică F de X egal cu 5, după rețeala, 5 minus 2X, totul pe 3. Păi asta e tare de tot. Înseamnă că acum am aranjat ca o funcție, nu? O funcție a cărei lege este asta, f definit, f egal cu 5 minus 2x pe 3. Și această funcție definită, x și așa, ce valori poți să ia? De la minus infinit la plus infinit. Deci f e definită pe el. Deci aici e domeniul definit, adică precizez ce x am la dispoziție, cu valori în el. Valorile care îi obțin sunt și ele, niște numere reale. Deci, iată predicatul acela dat de mine mai sus, predicatul ăsta, în care am spus X aparține lui el, Y aparține lui el, este aranjat ca o funcție acum. Foarte tare chestia asta. Vreau să spun un lucru. Este modul unic pe care eu definez funcția. Deci, numai la prof online poți să găsești definit așa. Toate manualele de până la mine au prezentat funcția într-un mod cât se poate de mizerabil. Și au zis așa, nume în funcție o corespondență de la o mulțime la alta, prin care face ca fiecare element din asta să-i corespundă unul și mai unul din B, spune astfel că a definit o funcție plină. Dar nu au răbdare să stea un pic și să analizeze chestia asta. Să vinem de la predicat și să vedem corespondența asta și ce se întâmplă. Da? Deci acest lucru îl vedeți aici, la mine, în felul ăsta. Că dacă nu facem într-un mod de ăsta în care elevul să acceseze ușor, nu la noțiuni, și vine cu decenții foarte sofisticate, îl depărtăm și ca și tine spui, băi, fac acolo, la școală, tot felul de trăs ne fac. Dar nu înțeleg nimic ce logică au. Nu are nicio... Și acum, să vezi ce vreau să fac eu în continuare. Eu aș vrea să le găsesc pe toate perechile acelea. Toate le vreau. Care transformă predicatul într-o propoziție adevărată. Mai înainte, când am luat predicatul, l-am găsit pe minus 5 pe 2, un singur număr. Pe care știu să reprezint. Cum reprezint numărul respectiv? Minus 5 pe 2? Păi știu, numerele se reprezintă pe axă, iau undeva 0, iau unitate de măsură, în partea asta se iau numele pozitive, în partea cealaltă numele negative și minus 5 pe 2 împart cât? Minus 2,5. Minus 2,5, adică dau 1, 2 și de al treilea iau jumătate. Aici este minus 5 pe 2, da? Știu să reprezint, aici este. Dar dau o pereche cum o reprezint. Că eu acum nu mai am o singură valoare. Avem două valori. E o pereche. Ce mă fac? Asta e povestea. Cum fac eu să reprezint? Aș vrea să reprezint, totuși. Nu mă las așa. Cum să reprezint? 0 și 5 pe 3. 0 și 5 pe 3 pe aceeași dreaptă. Ori 0 și 5 pe 3, că e singur punct acolo. Cum să reprezint perechile, mă? Deci e o ciudățenie, nu? Oamenii s-au aflat în situația dificilă. Că spun, măi, când e niște numere, așa le reprezint pe o singură dreaptă. Dacă sunt două, o pereche, cum fac? Și au gândit așa, într-o astfel de situație, ce vom face în felul următor. Vom lua două drepte, perpendiculare. Da? Deci, așa au gândit. O să luăm două drepte. Uite așa, una așa, una orizontală, cum știam, și alta verticală, perpendiculară. De aici a apărut chestia mea. Din nevoia practică. Să știi că nimeni nu a făcut niște lucruri de aiurea. Cum să reprezinți o pereche? Și atunci, 1, 1, pe axa asta, vine X și... Unitate, sus o unitate. Da? X, o Y, axa. Da. Deci axa X și-o și-a Y și-o. Deci, iată, chiar la X și-o, vezi? Și a Y-ilor. Da? Aici și aici. Atunci 1-1 înseamnă că ai luat unitatea. Da, și ce reprezintă coordonatele punctului 1-1?
Înseamnă un punct în plan de 1-1. Ăsta e 1-1. Deci, dacă înainte un număr reprezentat pe o dreaptă, acum o pereche înseamnă un punct în plan. Da? Da? X-ul și Y-ul ducem paralele și găsim. Deci, când zic X1, eu nu înțeleg numai 1 de aici, ci înțeleg pe paralela adusă. X egal cu 1. Sunt toate punctele acestea. Toate, toate, toate. Că sunt la distanță de 1 față de axa Y-ul, da? E 1 ăsta. Vezi? 1. Toate sunt așa. Iar Y egal cu 1 înseamnă o paralelă dusă pe partea altă la distanța de 1. Și ele s-au întâlnit într-un punct. Ăla e punctul care se află și pe asta și pe cealaltă. Paralel, da? Deci acesta e punctul care ne interesează. Bun, aia că-i treabă deșteaptă aici. Dar 0 și 5 pe 3. 0 e în centru și 5 pe 3. Deci X-ul e 0 și da. Y-ul cât este? 5 pe 3. Dar 0 se tică așa. 0 e tot timpul. E toată dreapta asta. Deci 0, 0... Rămâne în centru. Aici rămâne, dar când zic X egal cu 0, eu nu înțeleg numai punctul de pe axă, ci înțeleg orice punct de pe axa Y-ilor. Da? Că orice punct de aici are tot X-ul 0 tot timpul. Da? X-ul 0 tot timpul. Da. Și Y-ul cât azi zici că este? 5 pe 3. 5 pe 3. Adică minus. Pe la 5 pe 3, ăsta era 1. Cât 5 pe 3 cât înseamnă? Minus 5 pe 3? Cât ai zis? 5 pe 3 parcă un plus ai zis. Ai cu plus, da. Cum vedeam acolo, o lidie și pe antivirus. Da? 5 pe 3. 5 pe 3. E 1 în 3 și 2 în 3. Deci 5, 3 merge în 5 odată și rămâne rest 2. Da. 1 în 3 și 2 în 3. Adică, ca al doilea în 3, că îl împart în 3. Da? Și eu, 2 din ele. Ăsta e punctul. Deci ăsta e punctul de coordonate cât? 0. 0 și 5 pe 3. 5 pe 3. Hai să mai luăm alt punct. Minus 1. A, minus 1 e... Și 7 pe 3. Deci X-ul e minus 1. În stânga. Da. Și Y cât este? 7 pe 3. 7 pe 3 înseamnă 2 și o treime. Da, 2. Merge de 2 ori și rămâne restul 1. Și o treime. Deci 2 și al treilea îl iau, îl împart în 3 și eu iau una singură. 2 și o treime. Și atunci pe la treimea asta duc paralele, pe la 7 pe 3 duc paralele, duc și pe la minus 1. Că eu când am zis X egal cu minus 1, înseamnă paralela de fapt. Da. Pe toată dreapta asta, X-ul e tot timpul minus 1. Iar când am dus paralela asta, Y cu tot timpul aici, pe dreapta asta e 7 pe 3. 7 pe 3. Da? Y egal 7 pe 3. Și când se întâlnesc ele, e și X-ul minus 1, e pe asta și Y. Deci de aceea spune că ăsta este punctul de coordonate cât am spus. Minus 1 și 7 pe 3. Minus 1 și 7 pe 3. Mai să luăm noi pe 1 pe 2. Că avem și 1 pe 2. Când X-ul e 1 pe 2. Y cu 4 pe 3. Ce înseamnă pe 4 pe 3? 1, un întreg și o treime, nu? Da. Adică un întreg, am până aici unul. Și din al doilea întreg, îl împart în 3 și eu iau o singură treime. Cam așa pe aici puneva este. Vezi ce se întâmplă? Încep să apară punct din plan. Ăsta, 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 ăsta. Și eu m-am de la 1 pe 2 până la 1, sunt mulți de adicși. Care vor da mulți de adicși și puse unul în alta, se lipesc punctele acestea. Dar toate aceste lipite pus unul lângă altul sunt, de fapt, imaginea a ceea ce înseamnă mulțimea de adevăr. Deci mulțimea de adevăr e formată din toate punctele puse unul lângă altul pe care trebuia să le obțin, sunt o infinitate. Pentru că lui s-a învoit să dau o infinitate valori, Y-ul la fel vor, și sunt multe puncte. Și toate aceste puncte puse unul lângă altul, da, uite așa, așa, constituie mulțimea de adevăr. Deci asta de aici este E mafă.
mulțimea de adevăr. Este da. Deci sunt, iată, am un X și, și un Y corespunzător. Și dacă aș ști valoarea lui X de aici și a Y-ului corespunzător, deci înseamnă că perechea aceea transformă predicatul ăsta, dacă îl locuiesc acolo, 2X plus 3Y parcă era predicatul, nu? Pe predicatul așa a fost, pe de X și Y. 2X plus 3Y egal cu 5. Da? 2X plus 3Y egal cu 5. Deci spunem, ceea ce am figurat acum pe tablă este mulțimea de adevăr pentru predicatul acesta sau altă spus este graficul funcției. Da? A cărei funcții? F de X egal cu 5 minus 2X, totul pe 3. Deci EMA, spune dreptul să EMA, este mulțimea de adevăr pentru predicatul, pentru P de XY, pentru predicatul P de XY, a cărui X primar este 2X plus 3Y egal cu 5. Deci predică, mulțimea de adevăr pentru predicatul ăsta, sau o să mai enunță, într-o altă exprimare, graficul funcției, graficul funcției, este același lucru. Graficul funcției f de x, care are zeta, f de x egal cu, cât am zis noi, 5 minus 2x pe 3. Cu f definită pe f, cu valori în f. Deci, ceea ce am figurat eu, e mulțimea de adevăr pentru predicat, da. Sau același lucru, dacă l-am predicat, l-am surprins ca o funcție, înseamnă că am desenat graficul funcției, funcției de gradul 1. Că X-ul e la 1. Da. Da? De ce spune? Graficul funcției de gradul 1. Deci graficul funcției acestea și în paranteză spune funcția de gradul 1. De gradul 1. Graficul funcției de gradul 1. El poate fi scris și altcumva. Minus 2 pe 3 ori x plus 5 pe 3. Minus 2 pe 3 ori x, că am distribuit pe 3. Minus 2 pe 3 ori x plus 5 pe 3. Minus 2 pe 3, da? 2. 2 pe 3 ori x plus 5 pe 3. Fără să vreau, am desenat graficul funcției, am făcut graficul funcției de gradul 1. Ce este graficul funcției de gradul 1? Este o dreaptă. Da? Iar 2x plus 3y egal cu 5 poate numește ecuația dreptei. Da? Este relația care conduce în reprezentare la o dreaptă. Și atunci, aceasta, 2x plus 3y egal cu 5, predicatul enunțat, mai înainte, poartă numele, de data asta, fiindcă x-ul și y sunt la puterea întâia, de ecuația dreptei. Deci ecuația dreptei este de forma AX plus BY plus OC egal cu 0. Dacă duc pe 5 în stânga, așa se arată. Deci asta este ecuația dreptei, nu? AX plus BY plus C egal cu 0. Sub formă generală. Asta e căptunul ce am vorbit până aici. Deci am plecat de la ce? De la noțiunea de predicat, care este, nu se depinde de una sau mai multe variabile. Și pentru anumite valori particulare, predicatul devine propoziție. Adevărată sau falsă? Fals. Și mi-a pus problema să găsesc valori pentru care devine propoziția adevărată. Și ai văzut că să găsesc valorile acelea. O singură valoare, dacă este ecuație gradul 1, nu? Da. Exprimare a predicatului de forma aceea, cum ai văzut. Sau dacă e predicat binar, găsim câte două valori. X și Y. Și ne-am întrebat, unde le reprezentăm? Și am reprezentat, dintr-o nevoie practică, pe una X și pe alta Y. Deci numai situațiile practice au împins lucrurile în față. Exact cum povestesc un pe blog, la prima mea lecție, m-am gândit așa, cum să le spun eu copiilor, cum să le spun despre nevoia asta practică pe care o simțit-o ei când au introdus cifrele.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. Tu-ți imaginezi așa o povestioară. Cum vor fi făcute ei? Când erau primitivi acolo, când aveau numai s-o ocupa cu creșterea oilor, cu ce făceau ei acolo. Cu... Care cum au gândit ei așa? Păi aveau nevoie la viața de zi cu zi. Da, dar cum de eu spus, păi, să facem simbolurile și alea, cum, de ce... Eu mă gândesc așa, că ei acolo sunt unul pe un deal, altul pe un deal, se întâlneau așa și, băi, eu am mai multe ori decât tine. Asta, mai nu știu dacă ai mai, poate am eu mai multe ori. Și s-o gândite să ia oaie cu oaie. O aia ta, o aia mea. O aia ta, o aia mea. Ai greu să le numești. Și atunci îți băi, stai, facem altceva. Hai să facem grupulețe, mai mici. Și în grupulețe, la urmă momentul când le-au făcut câte 10 grupuri. Adică, așa au zis, un grup de puteau să înceapă câte două, câte două, câte două, câte, două, câte trei, câte trei, câte patru, patru, adică vedeau. Cu ochiul câte, da? Nu știau ce simbol să pun acolo. Ei, și atunci au angajat ideea sau s-au gândit ca să reprezinte prin zero nimic, simbolul acela zero, pentru unul, când era o singură oaie, forma aceea, cu doi loc. Așa au fost introduse, să zicem, ca o povestioare, nevoia de... Și de ce câte 10? Pentru că au zis noi că dacă le facem mai câte 10, ne descurcăm. Pentru că două de alte grupuri de 10 o să reprezintă pentru un 2 și un 0. Ăsta doi se indică câte 10 sunt și așa s-au construit ușor, ușor numerele mai mari decât 10 și au putut să-și numere și oile. Deci am insistat spunându-ți chestia asta pe următorul lucru. Totul este din practică. Matematica nu s-a dezvoltat așa din nevoi practice. Omul a simțit nevoia să poată comunica cu celălalt și să aibă un stil de a lucra. Veneam astă iarnă din Redmond, din Statele Unite, și într-un Boeing de ăla așa colosal de mare, așa, mă gândeam câtă matematică este acolo. Doamne, Doamne, câtă matematică. Precis așa, s-a întâmplat de asta, stăteam la geam și aripile acelea mari, mari, așa, și cum anume se clină, cum anume se desfac. Și am urmărit după aceea o barză. Berzile, ai văzut tu că au cuiburile făcute pe un stâlp acolo. Da. Da? Spectaculos materializează barza exact acolo. Deci cât de precizii de aterizează la punct. Când să ajungi să stai acolo, să oprești, să frânezi perfect, este spectaculos. Deci urmărești. E așa, de acolo au urmărit oamenii și au reușit să copie, practic, așa face și barza. Deci, ca să frâneze, întoarce aripile, da? Și atunci, din unele aripa la urcare așa arată, la coborâre arată așa, da? Și atunci ea frânează. Și ajunge acolo, de frânează. Și cum frânează atât de bine și se închide aripile și totul face perfect, încât când a ajuns acolo cu picioarele, stă parcă lipită. M-am gândit deci, așa la ceea ce a însemnat evoluția omului, nu? Și cum s-a ajuns, la ce nivel s-a ajuns, copiind din să spunem, din natură, iată, pasărea pentru a zbura. Și acolo e matematică foarte, foarte multă. Și câtă analiză matematică este acolo? Foarte, foarte multă. Imaginez. Nu ești curios să vezi de la ce te ajută analiza matematică? Da, e din practică venită. Deci de aici te-ai venită, nu din altă parte. Dar ca să înțelegi, trebuie să pornim de jos, de la lucrurile acestea elementare. E bine, cu ce te vei ocupa tot anul ăsta? Cu descoperirea mulțimii de adevăr pentru predicat. Care să dăți formă de funcții, spune să se traseze graficul funcții. Deci asta e toată problema ta la sfârșitul anului. La sfârșitul anului. Din clasa 11-a. Ți se va da o funcție și trebuie să
să o reprezinți grafic. Adică să găsești mulțimea de adevăr pentru predicatul acela. Să găsești toate punctele acelea cu precizie, nu așa? Cu precizia berzei, la aterizare. Da? Ei, asta e povestea. Cea mai tare. Cea mai tare. Hai să luăm și noi o altă funcție. Să luăm funcția de gradul 2. Ca funcția de gradul 1, ai văzut-o mai înainte, nu? F de x. Pentru funcția f de x egal cu ax plus b, cu a diferit de 0. Pentru că dacă ar fi 0, ar dispărea funcția, ar fi o constantă. F definită pe R cu valori în R, că n-am niciun motiv de supărare. Graficul ai văzut, mulțumea de adevăr, eu ți-am dat sub formă de funcție. Da, dar puteam zic Y egal cu AX plus B. Și atunci era sub formă de predicat. Da? Ei, o să dăm de acum toate predicatele sub formă de, sub formă de funcție, da? Și să-i trasăm graficul. Altfel spus, mulțumea de adevăr pentru predicatul acesta. Să figurăm graficul, să prindem toate punctele din plan care transformă predicatul respectiv în propoziția adevărată. Ăsta este obiectivul. Deci tot anul numai cu asta te ocupi. Dar pentru ca să ajungi acolo, trebuie să treci printr-o perioadă de pregătire. Multe, multe informații trebuie să. Ca să-ți construiesc Boeing-ul, să se poată construi, ce s-a trebuit? Foarte multă perioadă de pregătire și generații de-a rândul au construit, să spunem, etapă de etapă și au perfecționat de la o etapă la alta, da? Și vezi, nu generații de rândul, serii de oameni care și-au au dus până la un loc, au preluat altceva și tot au finisat și tot au finisat și tot se pregătește. Nici o clipă nu s-a ajuns să spune gata, știința se oprește aici. Nu. Matematica se dezvoltă pe altă parte de una singură, oferă un instrument de lucru, ei inginerii preiau rezultate în matematică și aplică și tot așa. Văd telefonul ăla la tine. Tu știi câtă matematică e acolo? Imens de mult. E extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Te-ai gândit vreo clipă la calculator și când apeși pe buton, când apeși pe tasta și vezi A-ul pe ecran, ce se întâmplă? Mai multe comenzi, funcții, nu știu. E multă matematică. Da? Foarte multă matematică. De fapt, se întâmplă așa. Când ai pasat pe A, A înseamnă un cod. Până oară 59. 59 ăsta, nu apeși 59 tu, dar când ai apăsat ta, înțelegi el că e 59. 59 se scrie în baza 2, adică știi să scrii pe 59 în baza 2. Cu 01, numai 01, 01, 59 este în baza 10. Hai să vedem. 59, plec la una la alta, dar merită. Merită. Pe seara asta te luminez. Știi cum? Te duci acasă, bă, nu mai poți să dormi. E bucurie, bă, ce chestii interesante. Ce lucruri interesante. Și eu credeam că învăț matematica așa să trec dintr-o clasă în altă. Nu, nu. E altceva. Deci, 59 este 5 ori 10 plus 9, nu? Asta este scrierea în baza 10. Da. Folosind cifrele 5 și 9. Dar, ia să vedem, 175, cum mai scrie? Este 100, ori, este 100, plus 7 ori 10, plus 5, nu? Da. Care se mai poate scrie, așa, 1 ori 10 la a doua, da, plus 7 ori 10 la a treia, plus 5. Plus 5 ori 10 la 0. Deci,
l-am scris ca puterea lui 10. Da. 175. Acum am să încerc să văd pe 59. 59 este egal cu 2 la cea mai mare putere care se apropie fără să depășească pe 59. 2 la 5, cât face? 32 face, da? 32 face 2 la 5. Da, 2 la 5. Deci 2 la 5 este egal cu 32, ai spus, nu? Da. 32. Dar 2 la 6 cât face? 32 ori 2... 64. Nu depășit. Da. Atunci pe 59 am să scrie așa, 32 plus diferența. Plus diferența până la 59, adică din 59 scad pe 32. 59 minus 32 și face 27. Plus 27. Și egal cu, în loc de 32 pot spun 2 la 5. 2 la 5. Plus. Plus în loc de 27. 27 3 la 3. Nu. Tot cu puterea de 2. 2 la cât se apropie foarte mult de 27 fără să-l depășească? Păi 2 la 4 la 16. Da? Deci vine plus 16, adică 2 la 4, plus diferența până la 27. Cât vine? 2 la 4, 16, până la 20 ai 4, și cu 7, 11. Plus 11. E cam mai departe. 2 la 5, plus 2 la 4, plus, în loc de 11, pot să spun? 2 la 3, 8. S-o apropie de asta. Da. 2 la 4 îl depășește. Deci da. Plus 2 la 3, da? Și plus... 2. Plus 3. Că 8 și cu... Da. Până 11. Da, plus 3. Plus 3. Și chiar cu 2 la 5, plus 2 la 4, plus 2 la 3, așa, plus 3 care poate fi 2, 2 la 3, plus 1, care poate fi 2 la 0. Da. E bine? Da. Eu îl scriu mai departe, egal mai departe. 1 ori 2 la 5, 1 ori 2 la 5, plus 1 ori 2 la 4, da. Plus 1 ori 2 la 3, plus 1, nu, plus 0, 0 ori 2 la 2, da. Că lipsea de la 2 la 3, la 2 la 1, lipsește 2 la 2. Da. Și atunci 0, 2 la 2. Eu vreau pe toți să scriu, în ordine să scriu de puterile 2. Plus 1 ori 2 la 1, și plus 1 ori 2 la 0. Mai bine? Este exact de sus. 1 ori 2 la 5, plus 1 ori 2 la 4, plus 1 ori 2 la 3, plus, 1, plus 0 ori 2 la 2, plus 1 ori 2 la 1, plus 2 la 0. Și atunci el pot scrie numai cu coeficienții. Vezi, când am scris în baza 10, ce am folosit eu? Pe 1, 7 și 5. De aia am zis 175. Acum o să folosesc și eu 1, 1, 1, 0, 1, 2. 1, 1. Deci, în loc să scriu 59 în baza 10, spun că este egal cu 1, 1, 1, 0, 1, 1 în baza 2. Da? Și așa am trecut din baza 10 pe 59 în baza 2. Și acum s-o gândit așa. Un fir dintr-un fir trece sau nu trece curent electric. Da. Deci două stări are el. Orice conductor, da? Are două stări. Trece sau nu trece curent electric. Când trece, o să notăm cu 1. Și când nu trece, notăm cu 0. Deci starea când nu trece este cu 0. Și când trece, cu 1. Și atunci, câte firea mea ar trebui mie ca să reprezint pe 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fire. Da.
cele șase fire le pun în starea fizică, fizică, ca prin primele trei să treacă curentul și până al următorul, al patrulea nu trece și prin următoarele două trece. Deci, prin primele trei trece, ăsta nu trece și următoarele două trece curentul. Starea fizică a celor șase fire îmi comunică mie că 59. Da? Da. Și asta înseamnă că mesajul a fost AU pentru acela. Deci când te de calculator, când simte trei fire care sunt, prin care trece curent, că nu, și asociate acestea, fac cu echipaj, sunt mezbiți. 1 și 0, asta, starea asta, sunt biți. Da? Biți. Două stări, bi. Da? Și așa, calculator, dacă nu-i pus în priză, nu se întâmplă nimic. Da? Este ca o cutie, arunci, de pe, arunci, n-are nicio chestie. La punerea în priză și la pornirea unor programe, el prinde viață. Încep să stai de vorbă cu el. Dacă nu are curent, apeși tu pe ea mult și bine. Dacă nu are niște programe speciale, se cheamă programe care gestionează întreg calculatorul și îl face să aibă, să prindă viață, sistem de operare se numesc acestea. Deci dacă nu are așa ceva, iar nu faci nimic. Că sistemul de operare spune, băi, sunt în legătură, tu, tastatura, cu monitorul, cu imprimanta, cu calculatorul, cu memoria, cu toate chestiile acelea. Ei, sistemul de operare este același. Noi, sistemul de operare pe care îl practicăm cel mai mult este Windows. La Microsoft, nu? Da. Eu am avut șansa să mă duc acolo, stau chiar în companie. M-am emitit-o, copiii mei lucrează acolo. Sunt la Microsoft, chiar la Bill Gates acasă. În compania Microsoft de 15 ani. Și e un oraș ăla, pur și simplu. Așa de mare compania aceea, da? Încât se circule de la o clădire la alta cu mașini. Sunt mașinile așa, care le-au rapid și le duc, nu se pierde timp acolo. Deci dacă eu am nevoie să ajung în colțul celălalt acolo, nu stau să merg pe jos. Ai coborât, pac, te-o luat mașina, te-o dus dincolo, așa se circule. Toată lumea ajunge cu mașina acolo, la un serviciu. Nu există familii fără să aibă fiecare membru a familiei în mașină. Da? Și loc de parcare pentru fiecare. Toate mașinile le vezi pe stradă, ca la noi, aruncate precum ciorile, da? Peste din poste. Nu mai poți merge, te pierzi de ele. Deci sunt imense garaje subterane sau chiar în exterior. Și acolo se plasează toate mașinile. Da? Să mă întorc acum din nou la povestea asta. Deci, este important lucru, foarte important lucru, că putem discuta numai cu 0 și 1, 0 și 1. Care înseamnă cele două stări. Grupe pleacă așa pe căile astea acolo în calculator, grupe de câte 0, 1, 0, 1, 0, 1. Da? Bit, octetul 8 bits, și așa mai departe. Sunt multipli și de acolo memoria gigantică. Și vedem acum, am acolo cardul acela care e în cameră. Da. O chestie mică. Da. Și acolo o capacitate de memorare foarte mare. Da? Da. Deci ce vreau să spun? M-am dus de acolo, că am dorit să spun că matematica este la bază pentru orice știință. Chiar și pentru partea umană, că și acolo s-au făcut fel de studii. De aceea matematica este privită cu multă seriozitate. Și din păcate, fiindcă e prost prezentată, elevul nu înțelege utilitatea ei. Și atunci o vede ca pe o chestie foarte stresantă. Îți mănâncă la de viață, pur și simplu, când te gândești, când înveți niște lucruri, formule, azi le înveți mânliuți. Și ce mare supărare pe tine, îți uzezi memoria de aiurea. Da. Ei, iată că nu e așa. Este atât de interesant încât
În momentul în care ai descoperit firul roșu și ai înțeles utilitatea, exact ca și mecanicul care are nevoie de chei pentru a desface piulița la un șurub. Dacă n-ai matematica, fizica, dacă n-are instrumentul matematic, e în aer. Și toate alte celelalte, și chimie, ingineria. Da, ingineria. Nu e și o treabă, n-am văzut. Cum să ajungă să facă avionul dacă n-ar avea instrumentul matematic? Sunt calcule făcute. Dar nu mai faci calcul la creion, ci pur și simplu calculatoarele sunt cele care băresc viteza și așa mai departe. Se simulează zborul, se fac tot felul de finisări și așa mai departe. Deci calculatorul nu se face decât să-ți ușureze munca pe care tu ai făcut. Dar el nu poate să facă nimic decât după în urma unui program pe care îl faci tu. Da? Deci, așa, apropo de chestia asta, fiica mea lucrează pe Windows. Și la vremea asta spuneau că sunt vreo 5.000 de programatori care lucrează încă pe Windows. Și ce vreți, am întrebat toți, ce mai faceți la Windows, ce mai faceți? Păi, căutăm să mărim viteza de lucru. Da. Sistemul de operare asta. Și atunci finisăm tot timpul, fel de fel de ferestre, fel de fel de chestii. Zice. E treabă dacă 5.000 de oameni care lucrează mai pe Windows de lucrează. De aceea au fost variantele, nu știu cât, Windows 7. Da, da. Și mai noi, așa. Deci sunt variantele până la varianta 10, parcă, de moment. Așadar, am făcut această paranteză pentru ca să sper noaptea asta să faci ochii mari, da? S-ar putea să mă mai duc acasă, nici tu, nici eu. Stăm, discutăm apropo de matematica asta, cât de frumoasă. Să nu fi trecut, are 40 minute? 5? Păi era fără 10, mă duc și acum și 30. Mai sunt? Așa. Vreo 10 minute. Bun. Să ai grijă să mă anunț. Mă întorc aici la povestea noastră și să vedem funcția de gradul 2. Să reprezentăm graficul, să vedem perechile X și Y care, nu? Care ți, pe care le cauți cu atâta interes, ce se transforme predicatul acela în propoziții adevărate. Deci este vorba de... 47 minute. 47? Da. O să vă oprim acum, dacă sunt 47 minute. Făcut. Nu te-ai uitat. Am zis-o că se duce timpul. Tu unde trebuie să ajungi? În margine. Unde, la? Margine. Margine. Ai autobuz? Da. Bun. Așa, hai să oprim și să pornim din nou.